ce cu 30 mai mic decât mărimea lui COD și complementului de OA. Păi știu, nu e un fel de virgulă? Nu. Nu, aici a fost lui working în comparație cu COD-ul. Sau față deci de... Deci eu așa interpretând, înseamnă că e cu 30 mai mică decât... Asta, și complementul, adică parcă te adun la loc. Mai zici și ceva de el, dar nu parcă se oprește. Eu mă gândeam așa, așa mă gândeam, și complementul lui de OA. Adică OB și cu COD fac împreună 90 de grade. Nu înțelegem așa. Și așa, bine, nu știu. Și complementul lui DOA. 30 mai mică decât COD și complementul DOA. Și complementul... Și este complementul lui DOA. Stai o secundă. Stai cu alții așa. Este... Așa. Este de dor mai mică. Cu 30 mai mică complementul. Și este complementul. Și este complementul lui DOA. Poate să fie așa. Adică și... X plus T egal cu 90 grade. Da. Și complementul lui DOA. În același timp, el, X-ul acela, este și complementul lui DOA. Și atunci o să fie mai ușor. Înseamnă că sunt relații astea de aici acum. Nu? De ce? Să fie 90 egal cu X plus T. Și se schimbă. Păi cum? Dacă el este complementul lui T, este corect. 90 minus T este complementul. Da, chiar. Deci este corect aici relația. Da, cum ați spus. Deci noi aici am avut o mică mare problemă. Pentru că acel este se transmite a fi așa. Tuturor celorlalte unghiuri și spune tu, ăsta X e de două ori este jumătate de doi mai mic. Da. Cu 30 mai mic decât COD și este el X și complementul în același timp. În același timp și complementul. Da? Bravo! Da? Deci acest este se distribuie, se duce la cele trei unghiuri, nu? Este dator mai mic, cu 30 mai mic și este complementul de OA. În aceeași și complementul de OA. Da. Uite că să avem lângă noi când ne blocăm că ei pot să ne scoate. Este, da? Și asta când am zis eu să le iau împreună cu noi, m-a dus în pălării, da? Mi-a dat un unghi acolo imposibil? Nu, era imposibil. Nu, dar dădea 0 grade. Nu, e deja 10 minus 90. Așa, și atunci noi am. În clipa asta, reluând relațiile și interpretând așa cum propune David, este foarte bine și astea sunt unghiurile. Da. Și acum, hai să vedem. Realizați un desen conform măsurilor date și să ne aflăm măsura unghiului. Așa. Și apoi să vedem cealaltă cu suplimentul, cât din repede iese. Da, cum? Trebuie să iasă. Vezi că ai în desarmă și da. Da. Hai să facem repede desenul. Avem unghiul acum, David, de să vedem. L-am și sigur că da. Le găsim acolo și găsim. Deci acum trebuie să desenăm cu precizie. Da. Asta. Vedeți aici o chei ca făcut după. Acum știi exact cât e. Ăla-i 90, ăla-i... Asta este. Hai, mai zicem așa la colegi. Zicem. Hai, deci facem așa. Păi facem așa, un punct O. Așa. Începem, cu cine am zis noi? AOB, parcă am zis. AOB, AOB, e aici. 80 de grade. 80 de grade. Eu pornesc aici, O, și B la 80 de grade, da? Sub ce acolo? Am găsit? Da. 80 de grade, da? Iată aici.
Apoi. 80 de grade. Bun. Y. BOC. Y. BOC. Y. 160. BOC. Da. Y. Deci, punem pe... Uite, așa o punem, nu? Și luăm 100? 60. 160. 150, 160. Bun. Deci ăsta este COD, uitați cu C acolo. Așa, COD. Și DOA. Nu, urmează COD. 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 COD-ul este X, Y, Z, nu? Și Z-ul de... Deci X, Y, Z-ul. Z-ul când e? Z-ul de 110. 110, da? Deci de aici... mă duc la 110 grade. Da. Mamă, dar vine fix la precizie, la distanță acolo. Păi da. Dacă e făcut calculul corect. Și da. Cu D. D. Și ăsta cu de 10 grade. Și ăsta de 110 grade. Și ăsta a fost 120 de grade. Nu? Și X-ul a fost dat 80, 80 de grade. Iată, asta este figura făcută conform rezultatelor chestii. Ce mai spune? ABC. Așa. Deci ați realizat desenul și aflați măsura unghiului BOD. 160 cu 110. BOD. BOD. Păi 100... e măsura lui BOC plus COD. Sigur că da. Deci egal cu 120. Plus 110, nu? Da. Și este egal cu 230. 230. Sigur că 230. Hai. Bun. Și asta am găsit unghiul ăsta. Asta era punctul celălalt. Da, da, da. Hai să vedem și problema cealaltă. Cealaltă, să vedem dacă o punem tot așa direct. Da, da, asta. Da, asta. Nu aveți niciun ciuhat, aveți că ai fost? Aici a fost. La urmă ne-a lăsat. Da, da, dar când ești în transă și vrei repede, sigur, sigur, nu prea vezi ce vrei. Sigur că da. Deci există... Crize de timp? Mai bine când e cât rapid. Există riscul mare să greșești exact acolo când propoziția este așa de ciudat formulată. Este... Probabil o răzărit cuvântul. Da, da, da. Scris pe calculator și probabil că... Nu, nu, a fost de ciudată. Da, hai să vedem. Nu, nu puteți să-i faci formularea. Așa, deci, unghiurile AOB. Deci AOB. BOC. BOC. COD. COD. Și DOA. Și DOA. La fel formate în jurul punctului O. Deci X, Y, Z, T sunt cele patru unghiuri, X, Y, Z. Da, dar ce refereați mai multe informări. Da. Punctul A. Aflați măsurile celor patru unghiuri dacă măsura unghiului BOC este de 3 ori mai BOC, mică. Adică da. Y-ul, da? Da. Y-ul e de 3 ori, mai mică decât măsura unghiului AOB. X pe 3? X pe 3, da. Așa, virgulă. Cu 20 de grade mai mică decât măsura unghiului DOA. Y minus Y plus 20. Y plus 20 egal cu DOA cu T. Și, zicem noi, este suplimentul lui COD. Deci aici Y este egal 180 de grade minus T sau Z sau ce. Nu. A, Z, minus Z, minus Z. Ai zis lui COD, nu? COD, așa. Suplementul unghiului COD. Corect. Și asta, și mai am că X plus Y plus Z plus T egal cu 360 grade. La fel. Așa este să aflați măsurile unghiilor, realizați un desen. Acum rapid, deci. Măsura lui COA. Acum da, trebuie să... Ia să vedem dacă lucrurile foarte repede. Cum propui? Deci X egală Y ori 3. Deci X, în loc de X, spun 3Y. Da. 3Y plus Y-ul lăsăm. Plus
în loc de Z. Nu, dar n-am scris acolo pe A, Y, dar am scris. Da. Am scris Y plus 20. Teu, da, urmează, da? Plus Y plus 20 și plus Z-ul, Z-ul trebuie să spun. Z-ul e 180 minus Y. Așa, plus 180 minus Y, egal cu 360. Păi un X cu X se simplifică. Da, un Y. Un Y cu Y, mă scuzați, am fost la X de trecut. Vine... 4Y plus 200 egal cu 360, da? Da. Adică 4Y e egal. A, da, da. 4Y egal cu 160. 160. Și Y egal cu 40. Și de aici ne ducem în toate relațiile și găsim numerele. Suntem la noi acasă, da? Deci, odată Y cu știu, tot X egal cu... X egal cu... Y ori 3, adică 120. 3 ori 40 și egal cu 120. 120. Z-ul. Z-ul egal cu... Cred că e 40, atunci Z-ul egal cu 160. De ce? 180 minus 40. 140. 140, atenție mult. Egal cu 180 minus 40. Și Teu egal cu? Și Teu egal cu? Cu 60. 40. Plus 20 și egal cu 60. Și am dat x, y, z, x, y, x-ul, y-ul, eu nu știu cât este, da? Y egal cu 40. X, y, z și t. Da, da. Desenul nu cred că mai... Nu, îl fac. Asta fac măsura unghiului COA. COA? Da. Păi, vă spun eu cât e COA. Ce? Păi, este z plus t. Adică 200 de grade. Deci, păi, vă spune și COA, că OD-ul este comun, COA, da? Da? E deci, 200 de grade. Măsura lui COA egal cu, ai spus, Z plus T, da? Și este egal cu Z. 200 de grade. 200 de grade. Și gata, tot. Da. Bun. Altă problemă. Da. Fie unghiul AOB și COD, scrieți alături și știți. Da. Deci. Fie unghiurile AOB și COD. AOB. Și COD. Două unghiuri opuse la vârf. Opuse. În așa fel încât. Așa. În așa fel încât măsura unghiului AOB egal cu 65 de grade. AOB egal cu 65 de grade. 5 de grade. Știind că OM este bisectoarea unghiului AOD, determinați măsuri de unghiurilor. Deci știind că OM, OM așa, da, bisectoarea unghiului AOD. AOD. Așa. Păi, determinați măsurile unghiilor. A, COD. A, măsura lui COD. COD egal cu cine? Da. B, AOA, AOM, măsura unghiului AOM. AOM. Și C, măsura unghiului MOC. MOC. Păi, observăm, facem două unghiuri opuse la vârf, care să iasă două perechi de unghiuri. Așa, aceste două unghiuri opuse, zice AOB și COD opuse la vârf, da. Înseamnă că... AOB egal cu COD? AOB cu COD, sigur că da, dacă sunt opuse la vârf. Da. Deci ce facem? Uite, deci, facem așa... Facem, două. Da, așa, zidună voastră. Și punem ăsta ca pe 65 de grade. Deci AOB... Vrei și toate combinile, așa de perfect. AOD și C OD. Și C OD.
opuse, da? Mai știm că o beat că e deja are 65. Ducem pe omul bisectoar la OD. A-O-D. A-O-D. Dar puneți-l pe D în loc de C, ca să putem să facem. Așa. Bisectoarea lui A-O-D. Păi, nu, ați jucat invers, domn profesor. Deci, dumneavoastră își trebuie să invers, trebuie să puneți pe de sus și ce jos. Deci, ai spus așa, să pun pe de sus și ce jos. Așa, și atunci AOD, nu? Da, și gata. Păi știm că AOD e egal cu DOC. Trageți întâi bisectoarea. Deci să ducem bisectoarea, da? Ce face bisectoarea? Trebuie să aflăm pe AOD foarte ușor. Deci în parte? Un unghi, în două unghiuri, egal. Da? Deci am dus-o pe o mână. Așa. Știm că DOC... Deci aici pun repede X și X, ca să totdeauna pui așa, ca să fii clar pentru tine. Păi AOB plus AOD plus DOC egal cu 360 împărțit la 4, 90 ori 3, 180 de grade. Nu, ce vor? Ești atent acolo acum. Tu ai putea să știi unghiul ăsta? 270 de grade, uite, da. Ai putea să știi pe ăsta acolo? Cât? Este, eu m-am gândit, știu că DOC e tot 65 de grade. Da. Și cele trei formează un unghi de 270 de grade. Ce din care două? AOB, AOD și DOC. AOD și? DOC. DOC. Păi AOD și DOC cât fac cum asta împreună? AOD. AOD, adică asta. Da. Și cu DOC. 180 de grade. 180 de grade. Adică și ăsta îl știi cât este. Îl știu cât e, 65. 65. Și n-ai putea să afli pe AOD? Ba da. Cât este? Este 180 de grade minus 65. Deci măsura lui AOD egal cu 180 de grade minus 65 de grade și face? 115 grade. Dar AOD din cine e compus? AOD este compus din AOM și MOD, adică scriem că M bisectoarea unghiului AOD, așa, adică AOD este egal de 15 grade. O, din amândouă rezultă bisectoarea lui AOD rezultă aici că măsura lui AOD... Dar nu scrieți sub el că AOD egal cu 115 grade. Stau, din amândouă faptul rezultă. Faptul bisectoare. Continuă și faptul bisectoare. Măsura lui AOM cu MOD. Așa, AOD egală cu măsura lui M, O, MOB, MOD, 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 așa, și egal cu X odată, da. Da? Și cum de desubt, acum a spus de sub măsura lui AOD, AOD, egal cu 115 grade, 115 grade, din cele două ore de secund, nu, sunt de aici cu minute, deci 2X, no? 2x egal cu 115 grade, împărțim la 2. X egal cu 15 împărțit la 2, vine de 5 ori. Da, 5. Cu 15 vine 57. 7 ori, 57, rămâne 1. Da, și 30 de, și 30 de minute. Bine. Și cu asta am găsit pe X. No, pe noi ne interesa COD. COD. Păi, este răspunsul, 65. Răspunde pe loc așa. 65, tu răspunzi de acolo. Dar tu spui, o puse la vârf, rezultă, așa de datez. Da. COD, e o pus la vârf cu AOB, rezultă cum AOB, de atât. Este congruent cu COD, așa. Și iese ok. Bun. AOM l-am făcut. AOM l-am făcut acum, cât egal este? Egal cu 57 de grade și 30 minute. Da. Aici cu mărim viteză, dar cu da, redactare, da? Și MOC... Și MOC este unghiul COD plus DOM, adică 57 și 30 de minute plus 65. Și o să vină 103, 102, stați. 123. 123, mă gândesc eu.
Și 7, 12. A, 12, 112. 122, 122 de grade și 30 de minute. 30 de minute. Atenție multă. N-ai voie la calcul să greșești. Nici o... Deci precizii maximă. Deci ești atent ca la fiecare etapă să scrii corect. Am făcut și problema asta? Da. Îmi place foarte tare că veniți cu... Asta am putut să o faci, asta am putut face. Și... Așa, așa. Și mai e una asemănătoare aici în text. Știi să faci? Bine, poate să facem un pilat. Algebra? Nu, tu geometrie. AD intersectat cu BC ne dă punctul O. AD intersectat cu BC. Egal cu mulțimea formată din punctul O. O. Măsura unghiului BOD. BOD. E 120 de grade. Egal 120 de grade. Punctul A. Determinați măsurile unghiurilor formate de dreptele AD și BC. Deci măsura unghiului formate de AD și BC. BC. Și punctul B. Arătați că OB. Uite așa, unghiul format de AD și BC. Da. Și B. B. Arătați că OB este bisectoarea unghiului AOE. OB bisectoarea unghiului AOE. AOE. Dar unde AOE? Așa este stupid, care tu știu. Vezi? Nu știu la ce părere. Sunt 188. Dacă mă uiteam în asemănătoare, nu am găsit. 188. 9. AB intersectat. Nu. BC egal. AB cu BC. Ce număr are? 11. Și 120. BOD. Așa, cred că am găsit-o. Deci AD intersectat cu BC. Avem și figura. Da, avem și figura, domnul de sos. Da? Da. AD. Dați-o aici. AD. Asta e. Da. Îmi pare, e demonstrat. De aia n-ai făcut-o. Păi da, seara și fază. Ah, gata, da. E o problemă făcută. Era goală da. În caiet, nu știu da, da, ce spate. Bun, bun, gata. Atunci haideți că vă dau alta. Da. Și să încheiem cu asta. AC intersectat cu BD. Nu am înțeles de ce la liberul care da. Nu am înțeles. Mă iertați un pic. Deci, în ipoteză, aveți AC intersectat cu BD. Mă gândeam cum termină. Egal, mulțimea formată din punctul O. Astfel încât măsura unghiului AOB. Așa încât măsura unghiului AOB egală cu 45 de grade. Așa. Determinați măsurile unghiurilor. BOC, semnul întrebării. Măsura lui BOC egal cu 5. Da. QOD, semnul întrebării. QOD egal cu 5. Și DOA. Și măsura lui DOA semnul întrebării. Egal cu 5. Deci, două drepte se intersectează în AC și, deci e vorba de AC și BD, BD, măsura lui AOB, ăsta e de 45 de grade, atunci BOC cât va fi egal? BOC cât va fi? Păi 180 grade minus 45.
145 și egal cu 135. Apoi, COD? COD 45. 45, da. Și DOA? 135. Da, este situația ca a fost... Așa. Da, cred că da, ne oprim. Da, da, da. Important este să fii trecut repede și am rămâne cele două probleme. Da, acum am... Tu fost, ai fost pe casă. Da, perfect. Da? Haideți ca să vă duceți și mă, că sunteți obosit numai de pe mâncat. Când iată, e strâng eu acum și rezolv de toate drama. Să nu uitați să dați like, share și să vă abonați la Profund. La revedere! La revedere!